Veste bună pentru români. De la 1 aprilie, aceste analize vor fi gratuite. Analizele pentru depistarea hepatitei B și C vor fi gratuite, începând de luna viitoare, cu trimitere de la medicul de familie. Cei care au virusul hepatitis C vor putea face și investigațiile ulterioare gratuit, prin internare de zi, inclusiv cei cu hepatita D. În prezent, doar pacienții care au boala într-o stare avansată primesc gratuit tratamentul pentru hepatita C. Potrivit TVR, specialiștii susțin că dacă s-ar da acces nerestricționat la noile terapii ce vindecă hepatita C, epidemia din țară ar putea fi oprită în 2 ani. Peste 99 din cei 7000 de pacienți tratați în 2016 s-au vindecat de hepatita, alți 12000 de pacienți fiind inclusi în program până la 1 mai. Expertii vor acces la noile terapii pentru toți pacienții, nu doar pentru cei care se află într-o stare mai gravă. Un pas făcut în acest sens este gratuitatea analizelor pentru depistarea hepatitei B și C, care va fi disponibilă prin medicul de familie. Oamenii care sunt infectați și vor putea face viremia și alte investigații imagistice tot gratuit, cu internare de zi. Vor fi scutiți astfel de achitarea peste 1000 de lei.